Am 120. Wow! Mare accident! Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip de Farming Simulator 19. Suntem în continuare în baza noastră mirobolantă cu echipamentele puse frumos așa aici, unde lângă alte așteptăm să crească, ca să putem să crească recolta, să putem să fertilizăm sau să erbicidăm. Deja sunt făcute toate chestiile și așa așteptăm. Așa că, dată fiind faptul că bă, suntem într-o eră în care tehnologia bubuie, crește, se inventează fel și fel de tehnologii. Avem mașini electrice și ce mai avem de făcut? Cred că frumos ar fi să avem și mașini zburătoare. Dar noi suntem aici în Farming Simulator, așa că ce ne-ar trebui mai degrabă? Ce ar fi ideal pentru un fermier să nu mai ne facem griji că stricăm recoltă, că... A? Noi ne tot, știți că ca să erbicidăm, subțiam cât puteam noi de mult, cum să zic, anvelopele, cauciucurile, roțile, în așa fel încât să avem grijă să stricăm terenul. Bă, dar dacă am avea un tractor zburător, cum ar fi? Hai să vedem. Și avem aici la Small Tractor să avem un Lintrag 90 Hover Edition, pe care vreau să-l încercăm. Ia să vedem ce culoare îi dăm. Ce culoare îi dăm? Așa un albastru de ăsta, a? Voi ce ziceți? Galbenul ăsta arată bine. Portocaliu ăsta. Ce e design color ăsta? Ah, wow, ce tare. Ok. Păi uite, aș vrea să dau unul de ăsta cu unul de ăsta. A? Arată mai bine? Mi se pare că arată super bine. Sau invers, să-l dăm închis și deschis aici. Sau să-l dăm în albastru. Uaaa, ce șmecher arată ăsta. Stați că acum mi-am dat și seama ce... Ia, ăsta e la fel? La fel și ăsta? Nu, ăsta e mai așa. Și e mai deschis. Asta e șmecher rău, tăticul. Vai, vai, dar ce frumos. Ce frumos. Ui, și verdele ăsta arată șmecheros. Dar albastru ăla mi-a luat ochii. Ia. Asta e mai deschis, dacă vedeți. Deci ăsta este mai deschis puțin, iar ăsta este mai închis. Deși cred că ăsta mai închis e mai badass. Voi ce ziceți? E într-adevăr cam shiny, așa, ca să zic. Între ăsta și ăsta. Nu știu, hai să vedem în față. Dacă dăm în față, ce dăm? O să dăm în față așa? Bă, da, arată șmecher rău. Arată chiar șmecher rău. Nu știu dacă să dau... Bă, deci culori de viitor, băi, băieți. Așa mi se pare prea albăstrel, așa. Parcă îi da așa o chestie de asta mai shiny. Așa, și aici să vedem în față. În față cum îl lăsăm? Îl lăsăm așa? Nu arată rău în față așa. Da. Așa ar strica tot aspectul. Cred că așa ar arăta super bine. Ia, dacă îl dăm tot așa cu negru, a? Ori așa cu negru, ori așa cu albastru mai deschis aici. Voi ce ziceți? Parcă îmi place cu negru și aici, bă. Bă, deci îți place mult culoarea asta. Hai să vedem logo. Putem să punem și logo? Unde mai aici? Nou logo. Ah, ok, aici. Over. Bă, n-arată rău. Front loader attach. Punem și un ăsta. Îl facem șmecher, nu? Și cam atât. Să avem și în față și în spate. E mișto cu logo-ul ăla galben. Este așa în evidență. Să punem logo-ul sau nu? Eu zic că și cu logo-ul are...
frumusețea lui, nu? Am că n-arată rău cu logo-ul ăla. Și să-i dăm un boy. Ia să vedem cum arată. Are 102 horsepower. Yes, I want to buy. You can fetch your push at the store. Ok, hai să vedem. Așa, așa, acum hai să mergem să luăm și tractorul zburător, să vedem cum arată și toate chilii. Ia uite aici, am uitat niște cumpărături, o să ne ocupăm de ele după aia. Și uitați-l! Arată ca ciudat. Arată ca ciudat că oarecum acest shape, această formă de unde ar fi trebuit să fie roata, ar fi trebuit schimbat. Adică din punctul meu de vedere aici trebuia să facă pac puțin aici, pac puțin aici. Știi? Înțeleg să dea forma de tractor în continuare și chestii, dar cred că era mai mișto dacă n-avea forma asta, așa. Hai să vedem, ia. Bă, băieți, ce tare! Ia uite și să vede sub noi praful. Pe care îl fac elicele. Bă, de ce prea tare, mă, mă. Cum așa ceva? Ce tare, mă. Da, vedeți că am tracțiune doar pe față. Tracțiune, doamne. Vreau să zic direcție, nu tracțiune. Tracțiune. Tracțiune am pe toate. Și pe față și pe spate, la cum arată ăsta. Bă, dar arată bine rău de tot. Voi ce ziceți? Ce părere aveți? Spuneți și mie în comentarii ce părere aveți despre acest tractor al viitorului. Nu știu, mie mi se pare super tare cum arată. Adică, holy shit, dude. Deci burăm acum, deci sunt curios dacă se strică recolta. Deci n-ar trebui să strice recolta, îți dai seama, nu? Bă, da, fii atent că merge destul de tare. Ce tare e, bă. Deci arată super bine ăsta. Îmi place foarte mult cum arată. Uite ce vite. 140 cu tractorul, mă? Stai mă așa puțin că o luai razna. 140 cu tractorul? Rupe tractorul ăsta, bă, băiatule, uite. Ia să vedem. Bă, ce ai făcut, nenicule? Ce hover e ăsta, mă? Ce hover e ăsta, mă? Și eu care ziceam la începutul videoclipului, stați să vă arăt, să vedeți că, mamă, deci viitorul sună bine. La fel ca... Ca telefonul Samsung ăla care se închide, știi? Cum a ieșit prima oară, așa e și ăsta. Bă, da, bă, știți care e chestia? Important... Cel mai important lucru este că susținem tehnologia. Da, uite, am cumpărat, da, să-i susținem pe oameni și poate pe viitor o să facă unul mai de calitate. Ia, uite. Uite cum distruge tot. Uite-mă cum distruge tot. Nu cred așa ceva. Da, din ce amuzant e că distruge o porțiune foarte mică, gen exact unde, pe unde trec cu roata, cu elicea. Dar este dezamăgitor că distruge, dude. Deci nu au putut să-l programeze să nu distrugă. Pentru ce ți-ai lua un hover tractor? Pentru ce ți-ai lua un tractor zburător dacă distruge recolta? Asta ar fi fost și ideea, bă, și mișto ar fi fost. Stai. Bă, de ce păcat, bă? E păcat. Dar este frumos. Este frumos, susține tehnologia, nu? Și este totuși ceva diferit. Bă, este ceva diferit în FS19. Nu știu, mi se pare tare mișto că s-a introdus tehnologie de genul ăsta în farming. Arată super bine. Hai să vedem dacă putem să-l răsturnăm. Vreau să vă arăt, să vedem dacă vedem sub elice. Ia să vedem. Sub tractor, de fapt nu sub elice. Ia să vedem pe aici, ar trebui să mergem, să vedem dacă pot să vă... Ia să vedem că... Așa, ia să vedem. Haide, bă! E că în loc să dau E, am dat F.
Ia uitați, ia uitați și cum arată sub elicele respective. Sunt curios dacă intrăm în el, dacă se învârt aceste elice. Momentan, dacă nu suntem în el, e oprit, nu se învârte nimic. Dar cam așa arată de desubt. Mă, ce să zic? Personal, eu cred că arată super bine. Vopseaua asta e nebunie curată, deci... E prea șmecheră vopseaua asta, îmi place foarte mult. Deci e o vopsea super tare. Și... și mi se pare super interesant. A, nu se învârte, ați văzut? A, sau se învârte? What? Stai, să mai vedem o dată. Oricum, deci mi se pare o chestie super șmecheră. A, nu se învârte, vedeți? Deci mai e de lucrat, mai au de lucrat la modul ăsta, este, dar totuși este un mod, mi se pare super drăguț. Deci super drăguț. Dacă vă place și vouă, vă las linkul în descriere. Este o idee interesantă. Îmi place că totuși are o viteză destul de mare și are un look de ăsta, ca să zic așa, de viitor. Deci dacă vreți să vă simțiți puțin în viitor și să aveți un tractor zburător, o achiziție de asta de viitor la voi în fermă, aveți linkul în descriere să descărcați modul de acolo. Și bineînțeles, este în continuare folositor. Adică bun, eu mă gândeam, bă, zboară, îl folosim pentru erbicidare, pentru fertilizare, pentru nebunii, dar nu putem. Dar în rest putem să-l folosim pentru discuire, pentru recoltă, pentru orice altceva, adică pentru cărat. Eu cred că ăsta e cel mai bun pentru cărat. Eu cred că zboară ăsta cu remorca. Ia, hai să vedem. Hai să vedem, să dăm o remorcă, ia să vedem. Să-i punem o remorcă. Să vedem cum, să o luăm pe aia mai grea. Stai că... Știți cum e cu condusul ăsta pe farming, mă terorizează așa. Sunt curios cât prinde cu remorca. Deci el a prins 140 așa. Bine, ce-i drept, este remorca goală. E clar că o să... El o să aibă... Na, când o să aibă greutate, o să se schimbe puțin treaba. Dar... Ia-i să vedem. Totuși, e o remorcă mare. Hai să vedem cât dă. Cât prinde maxim. Uitați-vă și voi cât de cool arată. Bă, mi se... Uite, deja am 90. Bă, voi vedeți cum prind eu? Vedeți cum merg eu cu remorca asta? Am 120. Wow! Mare accident ce am făcut. Bă, deci 124 aveam când m-am uitat. Hai să întoarcem aici. Mie mi se pare o chestie super speaker, mai ales la faza asta. Deci mai ales la faza asta de cărat, cred că o să fie super bun. Bă, și o investiție mișto și ați văzut culoarea asta pe care o am eu, albastru, că mie îmi place albastru, da? Dar voi putea să vă puneți și roșu și verde pe aceeași pattern, pe același, ca zic așa, culoare de asta strălucitoare, e mai diferită, nu știu, mi se pare super șmecher. Mie cu albastru ăsta îmi place cum dă nebunie, deci chiar îmi place cum arată. Hai să ne orientăm bine și să mai facem un test de viteză cu remorca în spate și avem 50, 60... 70. Ce bă, că ăsta merge mai repede decât mașina. 80, 90, 120 parcă era. 125. Da, mai facem și spectacol cu el. Bun. Mă, ce să zic, este, mie mi se pare super chestie. Deci arată bine și cel mai mișto lucru până acum la el este faptul că are o viteză extraordinar de mișto. Deci n-ai treabă cu el. Deci poți să car liniștit, nici nu-ți mai... Deci cu tractorul ăsta, vă spun acum sincer, că nouă nu ne mai trebuiesc. Ba la mașinile alea nu ne mai trebuiesc. Deci la cum merge tractorul ăsta, Lamborghini și BMW-ul ăsta, de domeniul trecutului efectiv, ăsta e viitorul. Dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați să lăsați un like. Dacă vreți să vedeți mai multe de tipul ăsta, lăsați un subscribe. Și până data viitoare, lăsați în comentarii și mie, să spuneți și mie părerea voastră. Ce părere aveți despre acest tractor? L-ați folosit? Dacă l-ați folosit, la ce l-ați folosit? Dacă vi l-ați cumpărat la voi în fermă, ce ați face cu el? Până data viitoare, v-am salutat, am fost Arecul. Ciao, ciao!